mi-aș dori să am o casă bătrânească veche în care să îmi pun toate lucrurile și să desfășor activitatea. Eu mă atașez așa foarte mult de lucruri. Când se mai strica câte o casă veche prin sat, eu plângeam. Că eram... Da. Eu mă atașam doar așa când mergeam pe stradă, că eu când mă duc până la magazin sau la școală, mă uit așa pe la dânsul și așa. Și când se schimbă ceva, când e o schimbare, nu pot spune neapărat că nu accept, dar... Na, de exemplu, când intram aici pe uliță, era la magazinul ăsta, cum era terenul la gol, care v-am spus, erau niște brazi. Și era așa de frumos și o tăiat. Și când ce lipsește aici? Era brazi. Așa de pustiu acum, fără... Da. Cred că primul război de țesut pe care l-am văzut a fost la muzeu și cel pe care îl aduc eu aminte și am rămas așa impresionat a fost la Cumulești, la casa lui Ion Creangă, că am mers acolo și nu mai țin minte, eram destul de mic, dacă așa mi s-a spus, am interpretat eu, că covorul ăla care era acolo a fost rămas de la mama lui Ion Creangă, Smaranda, că și ea a murit cu covorul ăla și ăla a rămas de atunci așa și cred că aia mi-a rămas mie în minte, că n-au rămas covorul ăla de atât timp acolo. Și după aia mi-a trecut mie asta cu războiul, n-am mai avut, dar în continuare am strâns lucruri și am mai avut. Ăștia i-am tot, eram la grădiniță, că i-am, sincer să spun, nu mai știu, cred că unul e de la bunica și unul e de la străbunica. Da, aveai în gând, vreau să-mi fac și eu unul acasă? Ăsta l-am prins în 2020, gândul că vreau să-mi fac eu. Okay. Deci recent, da. Eu strângând obiectele, tot aveam piese și eu nu știam de la ce vin și am început să mă interesez pe Google, pe YouTube, așa. Cum e războiul de țesut? Și am văzut și am zis că da, eu am majoritatea pieselor. Și așa am văzut că am mai făcut rost din încă vreo două și mi s-a pus pata, vreau războiul de țesut.